În mijlocul unei păduri dese se află o căsuță drăgălașă și primitoare, în care trăiau în deplin armonie și liniște mama capră cu cei 7 iezișori ai ei. Haide! Sari odată! Sari! 6, 7, 8, 9, 10, afară! Apa! Au! Au! Mama, ajutor! Mama! Oh, cum oara mea? Te-ai lovit? Nu! Acum mă simt bine! Este un adevărat răsfățat, face mereu mofturi! E un mucos care nu știe decât să plângă! Ești un plângăcios! Din nefericire, prin împrejurim trăia un lup rău și înfometat, care nu se gândea decât cum să devoreze acei iezi delicioși. Ce sfârșeală simt! Iezii trebuie să fie frageți și gustoși. Dacă i-aș putea gusta, sunt sigur că stomacul meu ar înceta să mai ghiorțe. La treabă! E ceva neregulă, mama? Nu, nu, nimic. Haideți, intrați. Cred că plăcinta este gata. Lasă! Avem plăcintă! Ce foame! Ce bine miroase! Să fie delicioasă! La treabă! Mai vreau și eu una! Hai, mâncați fără să vă certați, este pentru toți. Ia te uită, dorm ca niște îngerași. Aia mi-a stricat planurile. Trebuie să găsesc o cale pentru a o îndepărta pentru puțin timp, măcar de prostuții ăștia. Astfel, în acea noapte, în timp ce toți dormeau, lupul cel șiret hotărâ să facă să dispară toate proviziile din cămară. Ziua următoare, mama capră își dădu seama că proviziile de alimente dispăruseră în mod misterios. Și ce mă fac acum? Din moment ce nu mai rămăsese nimic, mama capră s-a hotărât să se ducă în pădure pentru a căuta ceva de mâncare. Vă rog, cât timp lipsesc să fiți atenți? Lasă pe mine, nu-ți face griji! Stai liniștit, avem noi grijă de frățiori! Asta-i așa și eu, mamă! Nu uita să ne aduci un cadou, așa, băbico! Ascultați bine, copiii mei! Fiți atenți la lup, cât timp lipsesc, ar putea să apară pe neașteptate! Ce? Cum? Ai spus lupul? Da, micuțule, dacă lupul ar reuși să intre în casă, nu va avea niciun pic de milă față de voi și vă va mânca dintr-o înghițitură! Nu deschideți nimănui, vă rog! Fii liniștită, mamă! Nu, nu ne este deloc teamă de lup! Oi, de ce să-ți faci grijă, mamă? E frumos ce aud, dar lupul este foarte și rece și ar putea reuși să intre! Trebuie să fiți atenți. În mod sigur va încerca să se mascheze pentru a nu fi recunoscut. Dar are vocea groasă și labele negre, deși le spală mereu. Sunt sigură că veți reuși să-l recunoașteți. Dar țineți minte să nu deschideți ușa nimănui. Ați înțeles? Bine, atunci pot să plec liniștită. Întoarce-te repede, mama! Să ne aduci ceva bun, mami! Desigur, dragii mei! Din nefericire, planul lupului de a obliga pe mama capră să plece în căutare de hrană, lăsându-i singur pe mititei ei, a funcționat. Misiune îndeplinită! Peste puțin timp, acei iezi frageri și gustoși vor fi toți ai miei! Dragul meu stomac, pregătește-te! Astăzi, în sfârșit, se mănâncă! Eu sunt cel mai grozav! Eu am ridicat cel după mai... După plecarea mamei, cei 7 iezi au rămas în casă și au început să se joace. Ai grijă că mă învieți! Cum mă colorez! Ce anume desenezi? Da, e rândul meu! Wow,
chiar te pricepi. Serios? O să ia rămabe imediat ce vine acasă. Poate o să-i placă. Nu o să-i placă. E mama! S-a întors mama! Ura! Băi, vă rog, deschideți ușa, dragii mamei! Sunt eu, mama! Deschideți! Mama voastră s-a întors cu daruri atât de frumoase pentru micuții ei! Vă rog, deschideți! Oh, ce minunăție! Mă așteaptă un prânzișor suculent! Nu-ți vom deschide deloc! Da, ce spuneți, copilașii? Mama, la făcea mai subțire! Nu ești mama noastră, e în locul celor plecere! Era să fie cât pe ce să-mi spargă timpanele! Ai făcea groază fața a lupului rău! Te-am recunoscut, pleacă! Ce spuneai acolo? Ei, firar să fie! Îi vedeam deja ca pe niște frigărui, dar nu mă dau bătut. Tot voi avea eu ce mânca. Lasă, așteptați, o să vedeți voi. Deci, a plecat? Anca mai tremur de frică rușine. Chiar ești un fricor. Nu e adevărat. Lungăciosule, mie nu mi-este frică de lup. O, de data asta mierea are un parfum delicios. Lupul cel rău fusese recunoscut datorită vocii sale grosolane și încercă să-și facă glasul mai dulce înghițind o mare cantitate de miere. Micuții mei, deschideți! Sunt mama voastră! Deschideți! Sunt mama capră, hai! Pierdut, ai pierdut! Acum e rândul meu! Mă rog, comorile mele m-am întors, sunt mama! Asta e vocea mamei! Chiar ești și mama! Uitat deja ce a spus mama înainte de a pleca de dimineață? Ce? Ce? Vă rog, deschideți ușa, comorile mele sunt moarte de oboseală și am brațele pline de daruri. Înainte de a-ți deschide, vrem să-ți vedem mâinile, mamă. Mereu ne spui că nu trebuie să intrăm în casă cu mâinile murdare. Oh, cum vrei tu, comoara mea? Acum i-am convins, a fost mai ușor decât m-am gândit. Deci, sunteți mulțumiți? Hai, vă rog, lăsați-mă să intru, sunt atât de obosită! Dar cum de nu răspund? Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă, scumpii mei? Ne-am dat seama că nu tu ești mama noastră! Rar să fie rasă de mocoși impertinenți, cum îndrăzniți! Vă voi pedepsi pe cuvântul meu de lup! Ia făcută! A fost extrem de grozav! Le-am făcut să pun! Așa e! Lupul credea că suntem 7 naivi și în schimb... Sperăm că mama te va întoarce dintr-un moment într-altul. Nimic. Ah, foarte bine. Cu zmeura asta voi face o plăcintă delicioasă pentru micuții mei. Mai devreme sau mai târziu voi reuși eu să-i mănânc. Nu au scăpare. E doar o chestiune de timp. Ei, domnule Brutar! Da? Ce doriți, vă rog?
Aș avea nevoie de o bucată din aluatul dumitale pentru pâine, exact ca acesta. Nu-mi trebuie nimic altceva. Multe mulțumiri. Poți să-mi dai? Domnule Morar, mă scuzați, pot să vă rog ceva? O, da, desigur. Ce anume doriți, domnule Lup? Nimic complicat, doar o mică favoare. V-aș ruga să fiți atât de amabili, să-mi turnați puține făină peste mâine, așa, mulțumesc, aici. Ei, ce zici? Dar nu pot, îmi pare rău, dar făina nu se risipește în felul ăsta, e un bun de valoare. Ai, da, refuz să-mi dai o mână de ajutor unui biet lup ca mine? Nu, nu pot, domnule. Atunci, în loc să risipești făina, prefer să fii mâncat? Nu mă predau! Desigur, oamenii sunt niște naivi, se sperie din nimic. Timpul trecea și cei 7 iezi așteptau din ce în ce mai nerăbdători întoarcerea mamei lor. Mă plictisesc de moarte, stând numai în casă. Dar cum de întârzi mama atât de mult? Sper că lupul să se întoarcă repede pentru a ne face o vizită. Și-l mai putem lua? Sunt mama, deschideți-mi comorilor! Vă rog, scumpii mei, deschideți ușa! V-am adus un sac cu cadouri frumoase din pădure. Să fie chiar mama? Ce ziceți? În mod sigur, aceea nu este vocea lupului cel rău. Hei, priviți acolo! Mă rog, lăsați-mă să intru, curaj! Priviți cât de albem sunt mânuțele! E mamă! E mămică! Da, e chiar ea de data asta! În sfârșit, mama s-a întors! Haideți, comorile mele, deschideți ușa! Mi-ați lipsit atât de mult, scumpii mami! Venim! Bine a venit mama! Ura! Este în greză! Hai că ne ascultăm acum! Bună ziua! În sfârșit v-ați hotărât să deschideți! Foarte bine! Este lupul cel mai rău! Ajutor! 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 Bine, unde v-ați ascuns, iezii delicioși? Ia să vedem, noi? Bine, am găsit unul. Ca unul. Opa! Ia că l-am găsit și pe al treilea. Tu ești al patrulea, micuțule. Iată-te, și tu ești al cincilea, nu? Și astfel, lupul a mâncat frumusețe de șase iezișori, unul după altul, dar lipsea unul. Dacă nu greșesc, am mâncat 6 dintre ei. Totuși mi s-a părut că erau 7. Pentru a fi sigur, nu-mi rămâne decât să număr pătuțurile. Ia să vedem un pic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajutor, mamă! Frică mi-e! Dar e deja ora 3. Cum trece timpul! Bine! După prânz nimic nu este mai bun decât un somn pe malul râului. Ziua de azi a fost o zi cu adevărat profitabilă. Ei, acum mă pot întoarce acasă. Să vezi ce figuri vor face când vor vedea ce am găsit. După ce culesese atâtea bunătăți, mama capră era nerăbdătoare să se întoarcă acasă și să-și revadă micuții.
În schimb... Casa era toată răvășită și iubiții ei copilași nu se vedeau nicăieri, nici urmă de ei. Unde sunteți? Vă rog, răspundeți-mi! Sunt eu, mama! Unde v-ați ascuns? De ce nu ieșiți? Mititei mei! Mama! Te-ai întors! Mititelul meu! Și astfel mama află de la cel mai mic dintre iezii ei, de la unicul supraviețuitor, că frățiorii lui fuseseră mâncați de către lupul cel rău. O, vieții mei naivi, măcar de m-aș fi întors acasă mai înainte. Poate că toate astea nu s-ar fi întâmplat. Este vina mea. Nu plânge, mămico, te rog. Nu mă pot stăpâni cu moara mea. Iartă-mă. Stai, oprește-te, unde pleci? Lasă-mă să plec, trebuie să-l pedepsesc pe lupul cel rău. Știu unde s-a dus. Este periculos. Voia să dormiteze pe malul râului. Nu mi-e teamă de bestia asta, mamă. Uf, naivul meu. Sătul, lupul trăgea un pui de somn întins pe iarbă pe malul râului. Mama cabră și micuțul ei îl găsiră pe lup adâncit într-un somn fericit și cu burta plină ca un balon. Vieții mei puișori au fost devorați de lupul cel rău și acum se află înăuntru acestui imens stomac al acestei bestii. Uite, mămică, burta lupului se mișcă! Ce se întâmplă? Poate că frățiorii tăi sunt încă vii. Iată de ce burta lupului se mișcă astfel. Oare cum o fi acolo, mama? Scumpule, fugi repede acasă și adu imediat coșulețul meu de croitorie. Este pe masă. Imediat! Ah, să sperăm că micii mei adorați sunt încă în viață. Ah, cât sunt de plin! Ce somn bun am! Ce somn bun am! Hai, la treabă! Da! Mama capră luă foarfeca din coșulețul adus de către iedul cel mai mic și începu să desfacă burta enormă a lupului cel rău. Și iată că... Frate! Frățiorul meu! Scumpii mei, sunteți bine cu toții! Sunt cu adevărat mulțumită! Încet, încet, mama cabră deschidea burta lupului. Cei șase ieși serau afară unul câte unul sănătoși și tefer. Mama! Bravo, mama! Lupul fusese atât de lacom încât îi înghițise fără să-i mestece. De aceea cei șase iezi au putut fi salvați. Ha! Ce bine că te-am găsit, mămico, mulțumim! Haideți, acum să ne grăbim, înainte ca lupul cel rău... Da! Ce somn! Da, era nevoie de un somn sănătos, după o masă pe măsură. Afirar să fie, dar ce oboseală! Mă simt puțin cam greu, simt o greutate ciudată în burtă, ha? Am mâncat numai șase iez, dar mă simt de parcă aș fi mâncat așa o piatră de moară. Mă simt plin precum un butoi. Lupul aproape că nu reușea să meargă. În timp ce lupul cel rău dormea, mama capră și micuții ei îi umpluseră burta cu pietre înainte de a-i ocoase bine de tot, astfel încât să nu-și dea seama că iezii au ieșit și cusătura fusese atât de bine făcută încât lupul nici nu observă. Mama capră era foarte mulțumită de planul ei și de a-și fi salvat cei șapte iezi din gâtlejul lupului. Cu toți iezii ăștia în burtă, mi s-a cam făcut sete. Lupul abia se apropie de râu pentru a bea. Căse și prăvări în apă din cauza greutății pietrelor din burtă și se lupă.
Mama capră și micuții ei se întorseseră astfel acasă și drept recompensă pentru că și-a salvat frățiorii, iedul cel mai mic primea o uriașă felie de plăcintă cu zmeură. Curaj, mâncați plăcinta! Mulțumim, mama! Și astfel, cei 7 iezi, scoși teferi din burta lupului, trăiră mult timp fericiți și mulțumiți în căsuța din mijlocul pădurii, împreună cu mama lor.